Energia electrică se ieftinește din 1 iulie cu 10%. Decizia de azi a ANRE-ului a dus și la menținerea prețului la apă și canalizare pentru locuitorii capitalei. ONU va dezbate proiectul de rezoluție propus de Moldova privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Drumarii muncesc în aceste zile în raionul Ungheni. Augustin Abadi.